De aceea am decis astăzi să operez câteva schimbări în guvern, patru schimbări de data aceasta. Sigur, asta nu înseamnă că în perioada următoare, dacă o să apară probleme, nu o să iau și alte decizii. Dar în acest stadiu vreau să mulțumesc pentru activitatea lor de până acum domnilor miniștri Adrian Curaj, Marius Bostan, Dan Costescu și Dan Stoenescu, deci de la educație, de la comunicații, transporturi și românii de pretutindeni.